Ceea ce vezi, zicea domnul colonel Văluță, într-adevăr, munca de poliție presupune și niște sacrificii. În sensul că uneori ești pus în situația să lucrezi peste oră de program, dar în ziua de astăzi există legi care îți dă posibilitatea să ți le recuperezi, ți să plătesc. Uneori se adună la salariu o sumă destul de frumușită pentru orele pe care lucrați sâmbătă duminică, de exemplu. De înainte nu exista așa ceva. Eu am prins foarte puțin, de exemplu. Deci nu trebuie să vă spui. Muncești în plus, câștigi mai mult. Totul este să fii serios. În poliție există un cod deontologic. Trebuie să respecti anumite condiții. Cine vrea să studieze, este public, nu este un material secret. Poliția nu are nevoie de persoane cu probleme cu alcoolul, cu drogurile, cum spunea domnul colonel. Trebuie să fii cinstit, corect, onest, să fii loial instituției în care lucrezi. Adică dacă vezi că un coleg instrumentează un caz și tu știi niște informații despre cazul, să nu te duci pe partea altă să-l trădezi ca să îi anulezi multe posibilități de a mai administra probe în dosar și chestii de genul acesta. Lucrăm cu diferite categorii de secrete. Secrete de serviciu, secrete de stat. Până la nivelul strict secret, unii, cum am avut eu, de exemplu. Acolo necesită o oarecare atenție, ca să spun așa, pentru că trebuie să știi ce poți să vorbești și ce nu poți să vorbești când știi că deții astfel de informații. Deci munca de poliție, mai ales cea de ofițer, este ceva mai pretențioasă.